Seara trecută în comuna Braniștea, distracția a fost întoi. Oamenii au venit cu micul mare la ziua comunei pentru a se distra, dar și pentru a se înfrupta din cele mai delicioase bucate. Primarul comunei, Marin Ion, și-a dat tot interesul pentru ca evenimentul să fie o reușită. Alături de acesta au fost prezenți prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, parlamentarii de Mehedinți, Liviu Mazilu și Alin Chirilă, dar și viceprimarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Cristian Mură. Cu micul mare, cetățenii din zonă și nu numai au venit într-un număr extrem de mare din toate părțile județului pentru a sărbători frumos. Primarul comunei Braniștea, Marin Ion, a făcut toate demersurile pentru ca acest eveniment să fie unul reușit, iar oamenii, indiferent de vârstă, să se distreze pe cinste, să se bucure de o zi de sărbătoare numai a lor, voie bună și distracție. Și noi suntem încântați pentru că după 3 ani de pandemie și de izolare, ne revedem într-un număr cât mai mare, cu voie bună, cu bună dispoziție, cu bucurie și în felul ăsta ne relaxăm, ne recreăm și pornim cu o altă forță în societate, la locul de muncă. Administrația locală a adus interpreții de muzică populară care mai de care mai îndrăgiți, printre care și Narcisa Băleanu, pentru a cânta pentru locuitorii zonei de ziua lor. La eveniment au fost prezenți alături de primarul comunei Marin Ion, prefectul județului Mehedinți Alin Isuf, parlamentarii de Mehedinți Liviu Mazilu și Alin Chirilă și viceprimarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Cristian Mură. Prefectul județului Mehedinți Alin Isuf a subliniat importanța păstrării tradițiilor în județul nostru. Comunele din Mehedinți își serbează ziua rând pe rând, care mai de care mai frumos. Am venit cu drag, cu bucurie în localitatea Braniște. Am venit împreună cu parlamentarii județului Mehedinți, cu domnul senator Mazilu, domnul deputat Chirilă, viceprimarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, și constat cu bucurie că sunt foarte, foarte mulți oameni, petrec cu bucurie, petrec frumos, ca de o zi de sărbătoare creștinească, arătând că, într-adevăr, și în această comună se respectă tradițiile noastre populare, așa cum am constatat de altfel și în alte localități din județul Mehedinți. Ce vreau să vă mai spun, mă bucur că văd foarte multă lume, lume entuziastă. Localitatea arată bine, este pe mâini bune, este un edil deosebit în persoana domnului primar, un primar titrat cu multă experiență care știe ce face la nivelul localității. Iar noi de la nivelul prefecturii, de la nivelul Consiliului Județean, domnul președinte Aladin Georgescu a sprijinit foarte mult această localitate și sunt convins că o va sprijini în continuare și toate celelalte autorități județene vor fi alături de această localitate. La mulți ani tuturor celor care sărbătoresc ziua numelui astăzi, la mulți ani localității de această sărbătoare creștinească și petrecere frumoasă, domnule primar și locuitorilor dumneavoastră. Petrecerea populară cu muzică aleasă și distracție pe măsură, cu nume sonore de interpreții de muzică populară, a ținut până în zori. Totodată, oamenii s-au putut înfrupta din cele mai bune preparate pregătite special pentru ei. Toată munca primarului Marin Ion nu a fost în zadar și asta o spune publicul spectator care s-a distrat pe cinste.